Tinerii au vrut să demonstreze că mașinile lor sunt puternice și au ales ca pistă de curse drumul național 73, zona Mărăcineni. Fiind un drum pe 4 benzi, câte două pe fiecare sens, în miez de noapte, aceștia s-au luat la întrecere cu bolizii de sute de cai putere. Și ca să afle toată lumea ce grozăvii au făcut, au postat imaginile pe rețelele de socializare. Și-au dat seama că aceste imagini pot fi văzute și de oamenii legii. A fost vorba despre un tânăr de 19 ani din București, altul de 21 de ani din Pitești, un bărbat în vârstă de 31 de ani din Ștefănești și un alt bărbat în vârstă de 37 de ani din comuna Rătești. Polițiștii au văzut imaginile și au început cercetările. Implicat în dosar a fost și un al cincelea tânăr în vârstă de 22 de ani din Pitești, care ar fi dat startul și ar fi făcut filmarea. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Argeș s-au sesizat din oficiu în urma apariției unor imagini în mediul online cu privire la faptul că pe DN73 în localitatea Mărăcineni ar fi avut loc întreceri neautorizate de mașini. Din cercetări s-a stabilit faptul că în noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, patru bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 37 de ani ar fi participat cu patru autoturisme pe DN73 în localitatea Mărăcineni la întreceri neautorizate de mașini. La această activitate ar fi participat și un al cincelea bărbat care ar fi dat startul și ar fi realizat imaginile. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice, în modalitatea participării în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate de mașini, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc. Pentru aceste acte de teribilism, tinerii s-au ales cu dosar penal și au rămas fără permisele de conducere până la finalizarea cercetărilor.